ca să fii bine cu ceilalți, trebuie mai întâi să fii bine cu tine. Asculți un podcast semnat Zanana. Sunt Ana Maria Ivan sau Zanana. Astăzi la podcastul Fi bine cu tine povestim cu Gabriela Maluf, psiholog, care îmi va răspunde la câteva întrebări și curiozități pe care le-am din punct de vedere al părintelui, al omului și, bineînțeles, așa cum ne dorim cu toții să fim din ce în ce mai buni. Subiectul de astăzi este părintele echilibrat sau cum ne dorim să fim echilibrați în relația cu copilul. Țin minte, Gabi, că atunci când Catarina mea a venit pe lume, am citit foarte mult despre stilurile de parenting. Și am aflat că există mai multe variante, că poți să fii permisiv, că poți să fii detașat, că poți să fii autoritar sau echilibrat. Recunosc că partea de echilibru îmi suna cel mai bine, dar care dintre cele patru stiluri și cum se pretează cele patru stiluri pe personalitatea omului, crezi tu că este varianta câștigătoare? Mulțumesc de invitație, în primul rând. Într-adevăr, literatura de specialitate menționează diverse stiluri în care, prin cu ajutorul cărora sau, mai bine zis, fiecare cum este el, cum are el personalitatea, tipologia lui aparte, își construiește acest stil de parentaj. Tu ai găsit o variantă dintre aceste modele și stiluri de parentaj. Există literatura de specialitate care merge doar pe 3 stiluri, altele pe 6 stiluri, dar cumva tu le-ai punctat pe cele mai importante. Și ce aș avea eu de menționat, cred că așa aș vrea să încep de altfel. Lucrul ăsta, chestia asta cu echilibru, cumva poate să cadă de asemenea într-o extremă. Adică cădem în extrema de a ne dori să fim echilibrați. Și această dorință de a fi echilibrați se poate traduce, de fapt, prin perfecționism. Suntem cumva, nu sunt echilibrat, uite, astăzi n-am făcut tot ce trebuia să fac și uite, n-am menținut echilibru. De fapt, orice lucru pe care ni-l dorim și ni se pare că e mai bine așa, poate fi dus la un moment dat într-o extremă. Și această, nu e o obsesie, că e mult spus, și această dorință exacerbată a noastră de a fi echilibrați ca părinți poate să fie o extremă și poate să creeze un stres și o anxietate suplimentară în sufletul mai ales a părinților tineri, că uite, eu nu sunt la fel de echilibrat cum e vecinul, cum e vecina și ce mă fac de aici. De-aia mi-ar plăcea cumva ca oamenii, așa cum ai spus tu la început, să-și adapteze stilul de a fi părinte la cine sunt ei și la cine sunt copiii lor. Adică e mult mai important să știi cine ești, cine sunt eu, cum sunt eu, cine sunt copiii mei și în funcție de asta să vezi cum reușești să-i crești și să-i educi. După cum bine știi și tu că ai 3 copii, presupun că încerci să-i crești similar, dar ei sunt extrem de diferiți și îți dai seama că stilul tău de parentaj probabil e diferit. E asemănător în multe puncte, dar diferit în multe alte puncte. De asta spun că n-aș vrea ca oamenii să identifice ca ceva general valabil, trebuie să fim echilibrați, ca nu cumva să cadă într-o extremă. Uite, eu o să-ți dau tot așa o definiție care poate să fie și ea spusă într-o extremă dacă stai să te gândești, stilul de parentaj autoritarian, adică e stilul ăsta definit dintre dau mult, cer mult. Pentru că asta este diferența, autoritarul cere foarte mult de la copilul lui, dar nu prea dă înapoi, el pune doar reguli, nu se îngrijește de igiena emoțională a copilului, nu îi dă emoțional, nu îi dă resurse, dar cere, are pretenția să fie cu minte, disciplinat, să aibă note bune, să fie politicos, să fie mare. Animalul bine educat, aș spune eu. Pentru că de multe ori în discuri dresat, în direcția aia se duc genul acesta de părinți, corect? Exact, exact, să ai acolo, să știi că ți-ai făcut treaba bine, tu ai știut, ai pus instrucțiunile și ți-au ieșit ca la, exact, ți-a ieșit ca la carte, cam așa e autoritarul.
permisivul, în schimb, el nu cere nimic. El tot dă, tot dă, tot dă copilului și nu cere niciodată nimic și asta îl obosește. Dacă în partea cealaltă este copilul mult mai obosit, copilul părintelui autoritar, el foarte frustrat, foarte anxios, foarte obosit, foarte tot timpul stresat dacă a făcut bine, dacă e tot în regulă, în partea cealaltă la părintele permisiv, părintele este foarte obosit, pentru că el săracul dă din toate punctele de vedere, și material, și emoțional, din toate contextele dă, și nu știe să pună limite, nu știe să ceară înapoi copilului ce să ceară, că doar nu putem să-i cerem copilului să ne construiască o casă sau să conducă el mașina. Să ceară să-i respecte timpul lui privilegiat, timpul lui și spațiul lui intim, adică acum sunt obosit. Acum sunt nervos, nu sunt nervos din cauza ta, acum am nevoie de să mănânc, mi-e foame, am venit de la serviciu și am nevoie să mănânc, am nevoie să mă relaxez, să fac un duș și după aia, ok, îți dau tot timpul din lume și pentru joaca noastră împreună. Și atunci lumea cam acolo jonglează între a fi permisiv și a fi autoritarian. Ai crede că în bula noastră privilegiată sunt mai mulți părinți permisivi, pentru că trăim în spațiul ăsta în care ne iubim foarte tare copiii și ne dorim și le dăm foarte mult și asta e ceea ce vedem în spațiul nostru cumva, dar din păcate în spațiul în care lucrez eu văd mai mulți părinți autoritari și mai mulți părinți care fac legea cu ajutorul violenței și agresivității. Deci, din păcate, bula de părinți autoritari e un pic mai mare decât cea de părinți permisivi și ajungem să vrem echilibru, adică să nu fim nici autoritari, să nu fim nici permisivi. Adică trebuie să luăm de la autoritar puterea de a cere, de a pune limite și a cere de la copilul nostru ce să-i cerem. Conform vârstei lui, ce poate să facă copilul meu de 3 ani? Că găsim în manualele de dezvoltare ale copilului ce e în stare să facă un copil de 3 ani. Să sorteze, dacă e în stare să sorteze alb de galben de roșu și triunghiurile de pătrate, e clar că poate să-și sorteze și să-și pună la loc jucăriile lui. Corect sau nu? Eu sunt total de acord cu tine. Tu știi bine că la noi în casă partea de organizare este așa cum trebuie, pentru că având 3 copii aș lua o razna să fac eu totul. Așa că da, eu am citit încă de la început tot ce trebuie să facă copilul la 2 ani, la 3 ani, la 4 ani, astfel încât să nu vină cineva să spună îți slugărești copilul. Nu, îl învăț să fie responsabil atât cât poate pentru vârsta lui. Cum tu spuneai, am 3 copii. Fiecare reacționează diferit la aceleași reguli. Și de multe ori am avut întrebarea, oare ce fac este bine, având în vedere că sunt 3 rezultate diferite? Cum facem atunci când alegem, uite, ăsta mi-e stilul, ăsta e modul meu de a face lucrurile, pun reguli, limite, ofer pentru toți 3, dar ce să vezi, nu toți 3 au aceleași nevoi emoționale, unul are nevoie mai mult, unul mai puțin, e de acolo vine întrebarea mea, no, și echilibrul meu ca părinte unde e? E greu când ai 3 copii. Cred că este destul de exagerat să-ți dorești să fie, cel puțin când ai copii mici, să fie perfect echilibrat, să fie totul roz și totul minunat. Este clar că avem, când sunt copii mici, sunt 3 copii mici, avem mai multe momente dificile decât momente roz și înălțătoare. Mă refer la momentele de gestionat din timpul zilei, îmbracă, îi spa, îi pune în mașină, du-i întoarce. Că momentele alea înălțătoare le ai când te gândești că uite, am 3 copii sănătoși și e chiar minunat 24 din 24 că am 3 copii sănătoși și uite, slavă Domnului, poți să-i crești și totul este în regulă, dar mai mult de conceptul ăsta pe care îl ai și îl trăiești secundă de secundă, realmente timpul de structurat pe parcursul zilei e plin de momente dificile. Tu ești cum ești, așa trebuie să rămâi, că asta ești tu. Practic, stilul tău ăsta e și tu îl dai copiilor tăi. Ei îl văd și îl modelează fiecare după cum e el construit. Și atunci tu trebuie, singurul lucru pe care trebuie să-l recunoști e să nu-i compari, să nu ai senzația
că unul e mai bun decât celălalt, pentru simplu fapt că unul dintre copii poate e mai docil și o să-ți răspundă întotdeauna la limite și la reguli și vai ce bine și frumos, în timp ce celălalt o să pună barieră la reguli. Tu trebuie să-i vezi care e sistemul lor privilegiat de a comunica și a accepta din partea ta și a da înapoi. Adică unii copii sunt stimulați de afecțiune, de că îi spui mulțumesc și îl iei în brațe. Altul e motivat pentru că îi spui diseară și citesc o poveste în plus. Altul e motivat, uite, mâine o să-ți fac un dulce sănătos. Pentru că na, trebuie să promovăm și hrana sănătoasă, evident. Fiecare om e motivat de altceva. Singurul lucru pe care tu ar fi bine să știi despre, pe lângă că îți dai seama că ai tipologia, personalitatea, astea sunt ce poate să facă, ce nu poate să facă, responsabilitățile astea, sunt altă discuție. Ar trebui să știi la ce răspunde copilul tău, adică ce îl face pe el să se simtă iubit. Uite, eu am un curs foarte drăguț, cele 5 de pe cartea, celebra carte, cele 5 limbaje ale iubirii care există, e carte care există și în formula pentru copii. Și acolo, dacă citești, e așa, pe repede înainte, că e o carte, nu e un curs de psihologie, îți dai seama la ce răspunde fiecare copil și de ce e motivat fiecare copil în speță, grosomodo. Atunci e foarte ușor să știi ce să ceri de la copilul tău și ce să-i dai înapoi ca să reușești să-l motivezi. Se numește șantaj emoțional? Nu, pentru că nu-l recompensezi. Care e diferența? Că acolo părinții nu știu să facă diferența. Este șantaj emoțional când zici îți dau ciocolățică, pentru că știi că mai toți copiii or să reacționeze la ciocolățică, chiar dacă nu-i sistemul lui privilegiat. Uite, îți dau ca să-ți dai seama la adult, cum se întâmplă, ca să-ți dai seama. Eu, de exemplu, nu sunt motivată de faptul că soțul meu să-mi spună în continuu te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Adică nu mă motivează doar această afecțiune pe care mi-o oferă la nivel auditiv. Mă motivează dacă îmi face și niște servicii, mai duce și el gunoiul, mai... Și atunci eu, stilul meu de comunicare și de primire și de a vedea că sunt apreciată, validată și comunic bine, este dacă celălalt știe că asta îmi doresc și face asta pentru mine. Uite, o să duc eu astăzi sau o să spăl eu vasele pentru că știu că soțul meu știe că asta îmi doresc. E și la copii la fel. Deci nu este șantaj emoțional. Este ceea ce îi face pe ei să se simtă văzuți. Mama m-a văzut, știe că îmi plac poveștile. Mami știe că și o să-mi citească o poveste în plus. Pentru că ce? Pentru că și eu am dat, i-am dă și eu dau. Asta ziceam că e balanța stilului autoritarian. Pe cât dai, pe atât ceri. Pentru că și copilul tău a răspuns poate foarte bine la anumite lucruri, atunci știi, ok, îți plac poveștile, astăzi citim o poveste, nici nu trebuie să-i spui de ce, care e motivul. Atunci ar putea să fie un șantaj. Dacă faci asta, îți citesc o poveste. Dacă fac asta, îți dau una. Asta nu e un șantaj. Mulți au schimbat varianta cu dacă... cu varianta după. Da, după. Tot aia e, nu? Auzi, și mie îmi place foarte mult stilul ăsta modern de a spune cum anumite cuvinte și spun același lucru. Adică cu trebuie asta, să nu spui trebuie. Dacă nu am rămas zăpăcită de acest trebuie. Păi trebuie, dacă beau apă, trebuie să merg la toaletă. Nu e cu e bine să merg la toaletă, e cu trebuie. Cumva oricum ai formula-o, dar contează intenția pe care o ai. Dacă intenția mea este să te șantajez pe tine emoțional, nu contează dacă îți spun dacă faci asta, îți dau ciocolată sau îți dau cu ciocolată după ce faci asta. Adică intenția mea este să te șantajez emoțional pe tine, să te recompensez și să obțin ceva. Deci da, cuvintele sunt foarte importante pentru noi și într-adevăr putem să le îmbrăcăm. Uite, de exemplu, mami, mergem în parc, da, după prânz. Sau după ce mâncăm, da. Pentru că mai întâi trebuie să mâncăm. Exact, înlocuiesc pe nu mergem acum cu da, după prânz. Adică e important comunicarea să fie plăcută, să nu fie așa directă și abruptă, nu mergem, doar dacă faci. Da, e important să o îmbrăcăm și astea sunt doar metode de comunicare eficientă, comunicare care nu ne face pe noi să devenim reactivi, comunicare care nu ne face să ne aricim așa și să atacăm înapoi.
dar mai departe de această comunicare trebuie să avem și niște resurse psihologice, niște resurse psihologice în sensul nu de manipulare, ci de cunoaștere, cât de bine îmi cunosc eu copilul. Și atunci, evident că eu dacă îl cunosc bine și îi ofer foarte multe lucruri pe care el și le dorește realmente, atunci și el va avea disponibilitate să mă cunoască pe mine, să mă vadă pe mine și încet, încet să-mi ofere lucruri pe care și eu mi le doresc. Evident că nu pot să am pretenția asta de la un copil de 3 ani, de 4 ani. Până acolo modelăm. Mai departe de această vârstă, trebuie să se vadă și efectele. Sunt foarte mulți părinți grăbiți. Care... Pentru că timpul e scurt. Da. Pentru că noi îl umplem, timpul e relativ, se pare, că oamenii își ocupă în același timp unii bine lucrurile, alții mai puțin bine, fiind această relativitate a timpului, știi? O resursă, până la urmă, pe care fiecare și-o modelează eficient sau nu. Și atunci sunt grăbiți, spunem ce să fac acum și mâine s-a întâmplat minunea. Eu spun, nu există, eu trebuie să-ți spun și tu trebuie să ai atâta răbdare și perseverență, vreo 3, 4, 5, 6 ani. Exact ceea ce spun eu, că atunci când mă întreabă mămicile care este varianta corectă sau dă-mi o soluție rapidă, îi spun, educația unui copil înseamnă picătura chinezească. Ce sădești astăzi, vei avea rezultate, exact așa cum ai spus și tu, în timp. Citisem la un moment dat într-o carte și mi s-a părut foarte interesant. Știi că sunt foarte multe studii care se întâmplă, mai oficiale, mai neoficiale, în care anumiți savanți au urmărit, în funcție de stilul ales parental, ce se întâmplă cu copilul. Și că ai putea, ca părinte, în funcție de ce-ți dorești tu ca copilul să iasă ca adult, să folosești stilul respectiv parental. Tu ce părere ai despre asta? Mi se pare că ne jucăm mult de Dumnezeu, nu? Mi se pare că ne jucăm mult, e clar, și psihologia ne arată faptul că felul în care ne naștem genetic, felul în care suntem educați, că asta e o discuție de când lumea și pământul, gen care a fost primul ou sau găina, ce e mai important, natura sau educația sau creșterea. Și nu s-a ajuns la o concluzie finală. Și atunci, evident că felul în care creștem un copil sau dacă am alege să creștem într-un fel sau altul copil ar putea fi un factor previzibil, ar putea să fie un predictor, s-ar putea să iasă așa. Eu mă întreb, cum se simte părintele ăla care își planifică și se gândește în fir de păr și fac așa ca să iasă așa și fac... Și... Cum se simte el? Cum se simte el zi după zi după zi? Când o să obosească? Când o să obosească? Când o să aibă prima explozie în care va certa copilul respectiv că nu a îndeplinit standardul și așteptările? El avea o listă de infanții și copilul n-a Exact! Și mi se pare periculos din punctul ăsta de vedere pentru sănătatea psihică amândurora, și pentru sănătatea psihică a părintelui și pentru sănătatea psihică a copilului, să îi tratăm ca pe niște obiecte cu manual de instrucțiuni. Mi se pare periculos. Cumva gândește-te cum ar fi fost să fii tu copil și mama ta să aibă o cărticică după care să te crească cu instrucțiuni și să aibă senzația dacă apăs pe butonul albastru ca la televizor, acum se deschide canalul X și dacă... Cum ar fi fost să fii tratat așa? Nu spun cum ar fi fost să trăiești așa. Dar să știi că unii părinți așa, care se apucă să citească da, diverse lucruri, nu menționăm ce, cărți, conferințe, ascultă psihologul XY, că nici voi nu vă puneți de acord, aceleași așteptări le au. Bine, bine, dar uite, eu am făcut cum i-a spus domnul X și nu s-a întâmplat. De ce? Observ că le este foarte greu părinților să înțeleagă că există totuși și gena și personalitatea copilului respectiv și de modul în care reacționează. De-aia cred că eu sunt foarte norocoasă, am 3, aplic aceleași reguli și reacțiile sunt diferite. Gabi, vreau să-mi spui un lucru. Cum te caracterizezi tu ca părinte? Măi, să știi că eu tind să fiu stilul autoritarian, fără să fii urmărit manualul de instrucțiuni. Adică știu să pun limite foarte bine, știu ce vreau de la mine, de cum vreau eu să fiu tratată și cum vreau eu să mă poziționez în familia mea și în relația cu copiii mei. Eu nu mă poziționez ca persoana care vrea ceva de la copiii ei, adică eu mă poziționez pe mine în relație, pentru că așa trebuie. În fiecare relație
oamenii au așteptări de la celălalt, vrea ca celălalt să fie așa, să facă așa, să dragă așa, să se întâmple și nu știu ce, și se uită foarte puțin înspre ei, cum cine sunt ei în relația respectivă. Deci eu ca părinte am grijă de cine sunt eu în relația respectivă, de ce nevoi am eu din relația respectivă, evident, fiind foarte atentă să încerc pe cât posibil să le satisfac nevoile, pentru că nu suntem roboți, nu pot să satisfac nevoile tuturor copiilor și membrilor familiei de fiecare dată 100%, dar sunt atentă la ale mele, la ale mele sunt atentă să fie 100%. Glumesc, mai am și eu momentele mele care las de la mine pentru că nu merge altfel, dar eu așa m-aș caracteriza, ca un părinte care are grijă de el. Am grijă de mine, am grijă cum mă poziționez, știu exact ce cer și nu cer niciodată mai mult decât dau. Am tendința să dau mai mult decât cer, dar încerc să păstrez cât de cât raportul, nu neapărat echilibrul, că pot să am o săptămână foarte grea la serviciu și să dau mai puțin, sau după aia să am o săptămână mai ușoară și să dau mult și să las profesionalul mai jos. Că și asta tot echilibru se numește, nu trebuie să fie în fiecare zi fiftififtif. Poate să fie 2-3 zile mai intense, 2-3 zile mai intense în zona cealaltă. Adică nu trebuie, parcă ne robotizăm un pic, nu ar trebui să ne robotizăm. Hai să menținem echilibru ochiometric, așa, am făcut mult la serviciu, acord și acasă, la fel de mult în următoarea perioadă. Am fost în concediu și așa, am făcut serviciu ulterior profesional, ca să ținem cumva ritmul și balansul, fără a cădea în această capcană de a fi echilibrați ca formă extremă de a trăi viața. E un fel de alerga, hai să fim perfecți. Da. Vreau să te întreb așa, dacă până la vârsta de 3-4-5 ani ai copilului, eu am avut un anumit stil de parenting. Am fost ori prea detașat, ori prea autoritar, ori. Și m-am gândit eu, m-am dus la niște conferințe, m-am uitat la niște cursuri, am citit niște cărți și trag de mine și îmi spun ok, nu e chiar foarte ok ce am făcut până acum și vreau să-mi schimb acest stil de parenting. Se poate? Întrebarea a doua este, cum reacționează copilul la schimbările mele de a reacționa cu el? Cel mai important în creșterea unui copil, cel mai important lucru e forma de atașament. Atașamentul se formează în primii 2 ani de viață, asta e cea mai importantă, acolo trebuie să fim atenți, să le dăm un atașament securizant. Evident că cei mai mulți dintre noi nu reușim și suntem fie într-o parte, fie în cealaltă. Vestea bună este că știința ne-a arătat că creierașul nostru deține această neuroplasticitate, adică puterea lui de a forma sinapse tot timpul și de a închide obișnuințe și a deschide altele noi, fără să lase urme foarte, foarte grave. Acum nu mă refer la cazul în care am fost părinți abuzivi, l-am bătut copilul, l-am abuzat verbal sau fizic, nu mă refer la asta, acolo pot fi traume realmente care nu mai le rezolvăm dacă suntem a doua zi niște îngerași, adică vom avea nevoie de suport, de specialitate să ajutăm toată familia să treacă peste. Dar dacă am fost și noi mai haotici așa, pentru că suntem părinți la început, suntem fost un pic mai confuz, n-am știut și noi cum a fost, cum o fi mai bine, cum nu o fi mai bine, n-a venit nici instinctiv cumva toate lucrurile astea, poate ne-am lăsat și pradă ceea ce au spus ceilalți, vecini, bunici și alte rude și câteodată am făcut și peste ce ne spunea instinctul și ne-a părut rău, asta nu înseamnă că am făcut un rău iremediabil. Evident că putem să reluăm discuția de unde am lăsat-o și să formăm un nou model, un nou model de părinte. Ce n-aș lăsa nereparat este poate după ce intrăm într-o perioadă în care avem un nou stil, să încercăm să vedem cât de mult cu cât a rămas copilul din perioada cealaltă, poate cu ajutorul jocurilor de rol, a poveștilor terapeutice, să mai dezbatem ce s-a întâmplat și înainte de această
schimbare, că poate unii fac schimbarea după 2 luni, alții după 2 ani, alții după 20 de ani. Adică în funcție de momentul în care am făcut schimbarea, în special dacă am făcut-o târziu, să zicem după 6 ani, după 8 ani, după 10 ani am încercat să facem schimbarea, aș încerca și partea asta să o readuc în discuție. Nu există să băgăm sub preș, chiar dacă avem senzația că copiii nu își aduc aminte, ei își aduc aminte la nivel subconștient și au fel de reacții pe care nu le înțelegem și nu știm de unde vin. Ele vin din amintirile pe care ei nu și le amintesc, ele vin din experiențele pe care ei nu și le amintesc, dar subconștientul și corpul lor își amintește foarte clar și reacționează. Și atunci aș face schimbarea, dar cumva cu ajutorul jocului de rol aș încerca să reiau din momentele pe care le apreciez eu a fi fost neplăcute totuși la un moment dat. Să știi că una dintre problemele pe care mi le scriu mie mămicile este faptul că nu se pun de acord cu soțul. Mămicile au un anumit stil de parenting, soții au altul. De multe ori se ceartă, de multe ori o fac chiar în fața copiilor și întrebările lor este ok, care este rolul mamei, care este rolul tatei, cât afectează faptul că sunt două stiluri diferite în casă și de fapt copilul ce va lua de acolo. E o discuție pe care o regăsesc și eu în toate convorbirile și sesiunile mele terapeutice. Atâta timp cât niciunul dintre stiluri nu este abuziv, adică nimeni nu lovește sau nu umilește sau nu agresează verbal copilul, dar fiecare are un stil aparte, că sunt diferiți, oamenii sunt diferiți, n-au cum să fie asemănători. A-ți lăsa copilul să fie expus la mai multe tipologii umane este o variantă foarte utilă. Copiii care trăiesc o singură variantă au probleme mai mari de relaționare ulterior pentru că nu recunosc alte tipologii. Și mă refer că nu neapărat că și mama e perfectă și tata e perfect și bunica e perfectă, doar abuzivi să nu fie. Că sunt ei un pic, nu știu, au o personalitate mai rigidă, că poate au o personalitate mai expansivă. Astea sunt lucruri în regulă, pentru că copiii văd modelul, văd tipologia și ei se vor întâlni. Prima oară la grădiniță cu tipologiile astea, apoi la școală, apoi la lucru. Dacă ei au fost crescuți într-o bulă perfectă, în care mama s-a pus de acord cu tata și ei au fost ca doi roboți perfecti, cu unul dintre ei minim nu e așa și joacă un rol robotic, vieții copii o să aibă așteptarea ca toată lumea să fie așa și foarte greu să pui un copil să... Știi, copiii care nu sunt justițiari, nu mai relaționează, sunt tot timpul supărați pe toată lumea din jurul lor pentru că ei au văzut doar modelul ăla fals, evident perfect, pentru că a fost doar un rol pe care cineva l-a jucat și atunci eu îi sfătuiesc ca mama să fie mama și să-și accepte cine e ea și să joace rolul ei adevărat, tata să fie tata, să joace rolul lui adevărat. Adică nu pot să-l pun pe tata să, nu știu, să-i facă codițe fetiței dacă el nu este genul ăla, dacă este fericitări, bravo lui și mie mi-a uscat tata părul cu feonul și nu mama. Dacă mama este mai aventuroasă și vrea ea să facă nu știu ce activitate cu copilul, lăsăm să facă fiecare așa cum e. Nu putem să-l obligăm pe tatăl să joace rolul mamei și mama să joace rolul tatălui. Evident, dacă suntem în situații extreme, în care suntem un părinte unic sau așa, e foarte normal. Na, trebuie să jucăm toate rolurile și ne iese cu brio, dar atâta vreme că suntem indivizi diferiți, e bine să le arătăm copiilor cine suntem, să nu-i păcălim. Pentru că așa a zis mama că ăsta e stilul potrivit sau așa a zis tata, ăsta e stilul potrivit, acum amândoi jucăm același rol. Nu, fiecare e cine e el în relație cu copiii lui și e adevărat, e el cine e. Atâta tot, este ceva asterixul care îl pun tot timpul. Doar abuziv să nu fie. Dacă nu sunt abuziv, fiecare e liber să fie cum e el. Nu există să fii ca celălalt dacă tu nu ești. Idee ce veste bună mi-ai dat. Sunt convinsă că soțul meu când o să audă acest podcast o să zică: na, vezi, eu nu trebuia să fac neapărat ca tine și noi nu trebuia neapărat să fim tot timpul de acord. Mi se pare extraordinar, cred că multor părinți le va plăcea să audă aceste lucruri și să respire ușurat și să spună: în sfârșit pot să fiu eu așa cum sunt eu. Cred că ai dreptate gândindu-mă așa un picuț la experiențele noastre cu copiii, că de multe ori copiii cred că au și nevoie
emoțională, să vadă un părinte într-un fel, altul într-un fel, atâta timp cât nu joacă polițistul bun, polițistul rău. Da, se întâmplă și asta, să știi, în mod natural. Se întâmplă în mod natural ca unul să fie polițistul rău și unul polițistul bun. Nici cu asta nu prea ai cum să oprești. Atâta timp cât că nu e un rol. Că nu e un abuziv. Nu e, exact. Și nu e abuziv și cât nu e joacă tu pe ăsta, că îl joc eu pe celălalt. Uite, eu în relația cu soțul meu, eu sunt aia cicălitoare, ca așa sunt eu, și dar eu ofer cea mai multă afecțiune, să-i spăl, să-i culc, să-i nu știu ce, mă ajută și el când eu sunt extrem de obosită sau cer ajutorul, du-te și mai faci și tu asta, dar asta nu e jobul lui. În schimb, el adoră să ia și să-i ducă în toate nebuniile posibile și imposibile, în stilul ăsta mai aventuros, mai jucăuș. Evident că mie îmi convine că am câte o după amiază liberă și independentă. Deci cumva și eu mă chinui în zona mea. Probabil că nici noi nu e ușor acolo, că noi să te distrezi cu niște copii, nu întotdeauna distractiv, poate să fie destul de stresant, dar ne dăm libertate să fim cine, pentru că știu că lui nu-i face plăcere să facă lucrurile pe care le... Și dacă eu l-aș pune să le fac, l-aș pune pe el să facă ce fac eu în raport cu copiii, s-ar plictisi, s-ar enerva, ar considera poate că relația cu copiii nu e bună, relația cu mine nu e bună, sau dacă el m-ar pune pe mine să mă duc pe coclauri cum se duce el cu copiii și așa, n-aș nici, oricum nici n-aș accepta, adică mi-ar zice din start nu. Și atunci ne lăsăm să fim fără să mă gândesc că eu fac mai multe și el mai puțin, că el mai afectuată și el poate mai... Nu mă gândesc la asta. Fiecare aduce aportul așa cum... Așa cum e el, cumva ne-am asumat tacit, să știi că n-am discutat niciodată despre asta. A fost instinctual, eu să fiu cine sunt fără să am pretenție de la celălalt și el a fost cum e el, fără să aibă o anumită pretenție. Dar cred că a fost în capul meu, că n-are sens să schimb un om, să-l fac să fie altfel decât e, pentru că e doar un joc pe care poate să-l joace pe termen scurt. Cei mai mulți îl joacă pe termen scurt. Atunci când joci un rol categoric, minciuna are picioare scurte, se spune. Un ultim sfat pe care îl dai părinților, deși eu cred că l-am scos din ultima ta frază cu fii cine ești, dar tu ce îi spune părinților? Exact asta, acest lucru, atâta timp cât instinctul tău este nepervertit. Pentru că, din păcate, avem, mulți oameni spun, dar e în instinctul nostru, eu știu să-mi cresc mai bine copilul. Nu prea poți să fii cel mai bun om pentru copilul tău dacă nu ești cel mai bun om pentru tine și dacă tu n-ai făcut pace cu tine și dacă tu nu ai toate fantomele scoase de prin cotloane, pentru că s-ar putea ca instinctul tău să fie pervertit, adică dacă ai fost agresat, bătut sau tratat nepotrivit, s-ar putea ca instinctual să-ți vină și ție să-ți bați copilul. Și atunci n-aș da sfatul fii cine ești dacă instinctul tău nu e tocmai cel mai pașnic. Adică asta e un sfat de fii cine ești în condițiile în care știi cine ești, în condițiile în care nu ai un comportament abuziv sau agresiv, atunci e în regulă, poți să ți le arăți pe toate, cu mai bune sau mai puțin bune, cum ești, că nu există oameni perfecți. Dar un pic de grijă, a avut un pic de grijă, ce îmi spune instinctul meu? Dacă instinctul meu îmi spune să fiu agresiv cu un copil, nu contează că e al meu sau e al altuia, înseamnă că la mine în cotloane mai există niște fantomițe care trebuie împrietenite, care trebuie scoase de acolo și puse pe drumul cel bun. Și de-abia apoi, într-adevăr, am putea să spunem că suntem toți părinți buni, fiecare pentru copilul lui. Să înțeleg că nu există stilul de parenting perfect. Există varianta, luăm ce ne trebuie, aplicăm în funcție de personalitatea noastră, de personalitatea copilului. Iar eu vă spun să fiți bine cu voi și să fiți bine cu copiii. Mulțumesc mult, Gabi! Mulțumesc și eu!